Sosirea expoziție With the People la Cluj are pentru mine o semnificație specială. În 2006 am avut onoare să inaugurez American Corner la Cluj. Pe parcursul mandatului meu ca atașat cultural la ambasada Statelor Unite, am revenit la Cluj de multe ori și am participat la diferite evenimente culturale. American Corner din Cluj a devenit unul dintre cele mai importante centre de schimb cultural și educațional ale noastre în România. Multe s-au schimbat de atunci, atât pentru mine ca și în Cluj. Schimbările pozitive pe care le-am văzut în România de când am revenit la începutul acestui an sunt remarcabile. În acest palat al guvernatorului Transilvaniei găsiți multe sute de ani de istorie. Nu doar ceea ce reprezintă această clădire, ci tot ceea ce reprezintă spiritul transilvan, spiritul clujan. Am trecut, ne-am făcut poze selfie chiar pe lângă singurul rege născut în Cluj, un rege european deja pe vremea lui, Matei Corvinul. Suntem într-un oraș multicultural, multiconfesional, unde avem multe instituții de cultură. Eu mă bucur foarte mult că ați ales acest palat și sărbătorim împreună și American Corner. Cine mă cunoaște știe că îmi place să unesc instituțiile de cultură din subordinea, dar nu pot să zic de subordinea, din tutela Consiliului Județean. Și o văd și pe doamna directora bibliotecii care patronează acest American Corner de atâția ani și o face foarte bine. Dar văd universitățile prezente, văd crema Clujului prezentă. La 5 km de granița României este război. La 5 km de granița României sunt drone, bombe, clădiri distruse. O țară este invadată de către Rusia, pentru că Rusia este ancorată încă în mentalitățile secolului trecut. Noi suntem aici în piața centrală a orașului și putem să ne bucurăm de democrație, de soare și de tot ce avem în preajmă. Acest lucru este posibil, în primul rând, datorită parteneriatului strategic pe care România îl are cu Statele Unite ale Americii, unul dintre cei mai importanți piloni de securitate ai statului român, o chestiune de siguranță și de securitate națională. De asemenea, apartenența României la NATO și la Uniunea Europeană întregesc acest panou de siguranță și de securitate a României și de aceea e important să marcăm acest moment de 25 de ani de acces pe democrație, prosperitate și pace pentru români și pentru Europa.